împreună cu părinții ori familia. În această ediție, doamna Dora va lua cea mai importantă decizie din viața ei. Eu, subsemnata Dora Show, mă dezic de această nepoată care ușor, ușor o ia razna. De față cu invitata și o întreagă țară. Mâinile sus în unghieri, șezi acolo și ieși, puneți niște grăunțe. Aici, nu, în afara cadrului. Cristi Ruj a demonstrat că mâinile cresc de unde trebuie. Cum? Așa. Păi nu chiar de gât cu o gât, da, așa. Așa. Și ieși afară cu ea. Doamne, firește. Pentru și chinuiala asta. La fel ca și Janei, care nu se desparte de microfon nici măcar de sărbători. Livia, Olivia, Aurelia, Erica. Am scos misurile la iarbă verde. Și am deschis cutia Dorei cu cele 90-60-90. Rămâneți în continuare cu Dora Show. Tu-s-ai Dora, tu-s-ai Dora, tu-s-ai Dora de Moldova. Doamne, arată ce frumos! La mine s-au venit cu siguranță. Da, dar e la fi de ruși, de buză. Da, de dinți? Da. Nu? S-o luat? Da. Măi, Jenica, mă, trebuie să recunosc, mă, sunt lângă tine, dacă suntem în anii 90, la nunte, da, în sat, în cort. Bărbați, s-au îmbătat ca florile, ploaie, muierile. Oba! Hai, coleacă, aduci. Aduci, aia e un mediu, așa, de acolo. Așa, om, Doamne! Asta de la mata se duce înăuntru, mi-e rog. Duce-i tine, Jamișă, lasă, nu-i spui tu mie. Bună seara, dragi telespectatori. Un pic de dans înainte de culcare nu strică niciodată. Să vă salut pe toți și să vă spun o seară bună. Și da, mi-a luj, inima și-a venit, oameni buni, adunați-vă cât mai mulți bună scori. Seara, seara bună, la urmă bună. Și vreau să vă zic că bă, noi suntem iubiți nu numai în Moldova și nu numai din moldoveni și români, dar ia ca dita mai... Haraș, cum îl cheamă? Haraș. Ne-a dedicat o piesă Tu sei Dora de Moldova. Araș, Sinisiviorum, Șangirdum Dan Sting, un pic de un manu, tu un Dora, chiuză în lampantă, un land. Ești bravo. Ai văzut? Eu limba turcă o știu la idee și tu mică, ca e și Ianu. Am crezut că cum? La cior? Da. O, dragii mei, ia... Stai, cum s-o gândit Araș? Mi-a gândit șerșelul. Ți-am spus că la mini-borțării deja s-o lezit un piculeț. Cum Araș s-o gândit la Natale? Ei, Araș s-o gândit. Mi-a scris un SMS, mi-a sunat, da. Și după asta au zis că nu-ți supăra, vreau să-ți dedic o piesă, că ești așa de glamour, așa ești de renumit în Moldova, unde o fi ea? Zic, e aici, aici, ea, nu-i chinăm. Da, o întrebat, am înțeles că ai o fată, că am zelut, zic, chicat un pic în cap. Nu griez. Zic, nu ai căzut, e doar firești, eu chicat mai mult ușor. Dar de Raisa Buhnă întrebați? O întrebați de Raisa Buhnă, dragii mei, pe ritmurile lui Araș, frumușel, o să trecem, na, că a fost 1 mai, a fost eveniment, a fost munșim, iar munșim și iar munșim, dar cu mătra Raia Buhnă și-a buhnit, măi, aripioarele, ochișorii, creierașului, dar mă puta, cum s-ar spune, la elastic ars, rezincuțe arse. Dragii noștri, bârfa zilei. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. În fiecare an ne amintim cu nostalgie de acel den trudat de altă dată când eram scoși cu forța de către profesori la manifestațiile de 1 mai, pentru că altfel acei profesori ar fi avut probleme cu administrația locală sau cea raională. Și
și părinții mergeau de nevoie la acele marșuri pentru că altfel a doua zi li se tăia din salariu sau erau altfel sancționați pentru neparticipare. Asta ne-au demonstrat-o și simpatizanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, care se crede că au ieșit de bunăvoie, nesiliți de nimeni pentru a flutura din mulete ca toreadorii. La celebrul eveniment cu ușorii sovietic nu au lipsit nici piesele acelor vremuri care ne-au dus cu gândul la URSS. Acestui eveniment, Spania duce tratative cu Igor Dodon ca următoarea cursă de taur să se desfășoare în data de 1 mai la Chișinău. Doamnelor și domnilor, asta a fost bârfa zilei. Rămâneți în continuare cu Dora Show. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu noi știri. Râde iară primăvara peste câmpuri, peste plai. Veselia umple țara că a venit 1 de mai. Peste remiștii au pornit, într-un glas s-au înfrățit și ei azi sărbătoresc, 1 mai toredoresc. O seară turbată să aveți! Fecioara mișeci din vârfa zilei! Ia ca așa să ne scurgem și noi, cum să o scurși ăștia prin centrul orașului. Doamne Dumnezeule, mai este oare roșu în Moldova asta că nu înțeleg? Munșim și cu... Normal, Jănica, știi, și oi și eu proastă și oi și eu de la coada vaș, dar știu, asta este tent politică. Am ia musul la leșin pe aici, cum îl cheamă, de-a lor. Wow! Mă, t-ai spus că gata, nu te mai interesează politica și nu mai vorbești. Nu mă interesează, dar mă frământ. E ca așa, oare și mai fac și mai noscoșesc ea. Da, ziua muncii. Munșiți voi ăștia de la putere. Cum se ia muia fată mijlocie, să nu zic mare. Asta chiar și eu, copilul mic, îmi dau seama de-aia. Ia că vedeți, copiii mei știu, muncă. Trebuie să munșiți un an întreg ca sărbătorit ziua muncii. Nu-ți faceți la fală de astăzi, iar nu... Și vreau să vă duceți pe la picnicuri, pe la frigărui, nu știu ce la acolo. La șașlice. Șașlicele, mamelor de șașlice. Da. Auti. Dar știi și Jonica, mă cărbine, știi ce? Mă cărbine că e călduț, din când în când mai ieșim și noi la aer curat, la plante, la iarbă. Că asta e bună primăvara, așa te injii. Tante Dora, dar e prea cald, că eu am fost într-o lebus și leșinat o fată. Ce ai făcut? Eu nică mă uitam doar. Dar te-ai desit în suflet gură și era suflenie. Scoți băieții și flamberi. E? Jănica, așa este aici frumos, că am așa suflu eu de zile. Se suflie. O, dragii noștri, vreau să vă zic că da, într-adevăr, ușor, ușor căldurile ni depășesc. Și tot s-a înviat. Am văzut vin la lucru. Minus 20%. Domn director, rectoră, vedeți? Înalt, frumos, cu ochelari. Cameramanul? Da, cameramanul. Și vedeți camera asta așa, deci nimeni nu mișcă. Nu poți fi. Oameni Dumnezeu. Nu mai rușine, ați lucrat așa. Scoateți din salariu. Iura, ai prins la glas sau și căldurile te-au bătut prea tare sau cum? Sunt ai grijă că ai transpirație. Dar nu poți înțeleg deja. Lasă-mă cu fata asta și mă întrețin. Bărbații ești, am spus că de azi înainte nici unul să nu văd în jurul meu, ei, lasă. Am zis, dar nu m-am încurcat. Dragii noștri telespectatori, special așa am întins, cum s-ar spune la noi, la români, am întins rizânca ca să vă adunați mai mulți pe pagina noastră de Facebook, pentru că urmează un eveniment, hai să zic eveniment. Ei, păi mult zis. Vreau să vă zic că le-am provocat pe cine? Ei, tu nu știi, dar eu tot știu. Le-am provocat pe niște modele frumoasă, care știu numai să defileze tot la deal, tot la vale, tot în stânga, tot în dreapta, să ieșim ușor din lumina reflectoarelor și a aparatelor de fotografiat. Așa? Și zic, măi, hai să ieșim o leacă la iarbă verde, poate? Asta a fost ideea mea ta? Da, ei, a mie de dimineață am copt-o, am frământat-o, am pus-o în cuptor și zic, amu, le provoc. Dar ai fost că tot ești lungă, ești modelă? Eu am fost, când am fost eu nu erai tu. Și nici mamta nu era. Dragii noștri, haideți să vedem cum s-a descurcat. Iura, poftim, vorbește. Poate să-ți dau microfonul, Iura. Da, eu îl scot de aici. Ia, nu să-ți dau ție, poftim. Nu-i fă, mă, tăi, nu-i fă.
ca să mă deprind să-mi placă. Și râde, viață? Și râde, dragi telespectatori, e ca așa în familie, așa e. Am mâine ni certăm, pijănică, dar cumva am domesticit-o, nu-i rămas cameramanii să e. Dar las că Iurica spune o mână la termometru. Așa. Dar ți-ai mai voie să lucrez cu oamenii ăștia. Mai ia să fac casa să acum, ai arat dacă, plan. Aici stai o întârzie de atâta și râde. Dar lui am nu știi că după asta am zis râcă. Așa, dragii noștri, mergem la picnic cu cele mai frumoase modele by Republic of the Moldav. Femeile frumoase arată bine nu doar pe podium sau coperțile revistelor, ci și la iarbă verde. Modelul Adela Prisăcar are motiv de chef. N-a reprezentat țara la concursul Miss Europe Queen of Nations, de unde s-a întors câștigătoare. Am revenit acum din Beirut și mi-a fost foarte și foarte dor de prietenele mele. Și mai ales că am venit și nu cu mâna goală, dar am venit cu un trofeu atât de valoros pentru Republica Moldova. Și am hotărât ca să ne întâlnim aici, să sărbătorim un pic, să mai vorbim, să mai discutăm, să mai povestesc despre impresiile mele de acolo. A demonstrat că e cea mai bună, deși nu i-a fost ușor să țină piept provocărilor. Nemai vorbind că s-a hrănit doar cu aer până nu și-a auzit numele și a înțeles că toate sacrificiile au meritat din plin. Aș putea spune niște emoții care le ai odată în viață, niște emoții de care o să-mi amintesc și o să pot să le povestesc și urmașilor mei, adică pentru că m-am simțit, am avut o euforie înăuntru când am fost declarată drept Miss Europe Queen of the Nations. Nu știu, emoții și emoții, piele de găină. Am mai primit la final și un pic de emoții negative, gen niște domnișoare care au plâns și m-am simțit foarte, nu știu cum, țara. România. La picnic, fetele și-au permis să guste din cele mai calorice deserturi, chiar dacă sunt conștiente că va trebui să-și tragă sufletul la sală de 3 ori mai mult. Prin greva foamei a trecut și Lidia Cepotari, fata care n-a reprezentat țara la un alt concurs de frumusețe. De curând m-am întors în țară, am participat la Miss Culture Tourism of the World 2018 și am obținut, așa să zicem, am fost printre favoritele, gen cele mai frumoase femei și mi-a plăcut foarte mult. Au pozat ca niște dive de pe copertă și au făcut de cap și au stat la taclale cât le-a ținut limba. Nu s-au gândit mult ce să pună pe ele la un picnic. Important era că totuși s-au întâlnit. Nu m-am gândit să mă îmbrac în rochie nici de cum, pentru că am venit tocmai din București și mi-am lăsat toate rochile acolo. Am avut o pereche de bluză la mine și maior și nici chiar nu m-am pornit de dimineață în rochie, că am venit de la salon și eram așa îmbrăcată și am venit direct aici. Frumusețea e relativă, nu degeaba concursurile optează și pentru proba de inteligență. Если девушки присутствуют и красота и ум, то это огромный плюс для девушки. Как бы это даже замечательно. Ну, о том, чтобы стать моделью. Ну, раньше как бы я рассматривала этот вариант, но я поняла, что не хочу связывать свою жизнь с этим. Ну, у меня другие более приоритеты в жизни. Ne-am retras la timp și le-am lăsat să facă ce vor. Doar că modelele cu parametrii 90, 60, 90 de cele mai multe ori vor să mănânce. Puro, puro cântare, puro, puro. Vorba și aia, tare aș mai vrea și eu în Beirut o lecțică să mă duc. Mănânci năut? Doamne, iar, da, să mă aud năut și bob și linte. Adela Prisăcaru, cum e asta? Queen of a Nation. Of a Nation? Of a Nation? Asta ce înseamnă? E orfană sau și... Miss Europa. Europa. Congratulations, complimentation, evenimentation. Și frumos eveniment. Dar eu mă simt și eu la iarbă verde, parcă o simt cum miroase deasupra nasului. Să facem un picnic, să luăm covorașul. Lasă că avem alte covoare. Să lasă să stai în cașei mari. Dragii noștri, ia telecomanda, că eu am oasă în pânci. E telecomanda și apas să vedem fotografiile. Hai, tare ne-a plăcut pe Iaca, noroc că am Liliac în grădină. Opa! Opa! Adelinușca, ia câtă o frumușică a noastră. Așa, comentăm ținuta. Rochia trebuie să recunosc că e frumoasă, îmi place foarte mult plămânii metalice, ușor au depășit mărimea unui plămân normal de femeie.
aproape normală Vine ca sunt mini. Vine și văd ce are să... Așa. Deci, măi, eu știu că tu ai câștigat Miss, nu știu, și acolo, Ianu. Bus! Ei, a câștigat și eu Miss Bus și Miss Fust. La fuste. Așa, rochia e bună, dar nu este potrivită evenimentului. Dacă te așezi, îți intră o căpușă în cuibari. Îți intră, cam ei câștigă acum căpușă. Da, nu-i sezonul lor. Da, nu-i sezonul lor. Și este, vine cu căpușa goală. Trebuie un mei, pantaloni, ceva. Bună seara, bună seara. La mine azi, ziua ușilor deschis. Poftim, intrați, că avem de tete. Așa. Și are acolo tocuri pe încălțăminte sau nu? Slava Domnului! Bine, îmi place foarte mult machiajul și coafiura. Like! Noi în ziua de azi, like, like, like! Trecem la următoarea. Hai. Lidia Cebotari. Ia să o vedem. Doamne! Numai misuri, măi, în Moldova asta. Nu în zadar, sprișierii mei frumoase, tii mei, sunt în Moldova, Miss Turism. Aș merge și eu leacă într-un turism cu Matale. Top, și eu leacă Miss Turism. Pentru și? Nu, aici la dânsa ai nordul, aici ai sudul și aici ai epicentru unui corp frumos. Rochița e frumoasă, dar iarăși, măi, rochia asta e dus la piață, e dus la un second hand, e dus la, la un suc cu o altă misi, dar nu turistului. Așa, îmi pare bine că ai luat încălțămintea potrivită, părul este bun, machiajul practic nu-i deloc. Bravo! Bine că îi lușesc leașchele. Dar le-o dat, cred, cu un tur și avea un tur de gâscă, așa cum fac și Hai eu. Hai următoarea. Așa, Irina Dudcă. Dar și faci, e suflă în Dudcă. O, v-ați îngheat, plăbuit. Și? O, Doamne, știi? Dă-i după ca... Și noi? Adă lumnarea, mă ating când mă duc. Jez pe loc, am glumit. Ei, ați vie voi. De la poziție incomod. Au, și s-o pornit religios, mi-aduc lumnarea. Dacă... Doamne, făierești, o vieți? Doamna Dudcă, domnișoara Dudcă, are o colaborare cu de-astea, cu casă de producții de la Hollywood. Așa, îmi place foarte mult ținuta, o ținută superbă. Îmi place cum ai accentuat cu această batistă. Cu siguranță e lui bunicuța ta. Așa, uite la dânsă. Și m-a dus și ei. Uite, Dudcă. Dar am un nepot. Dudcă, nu vine degeaba, e Dudcă. Hei, hei. Ori vrea mult suflet la Dudcă, dar nu toți, fiți un. Hai să mergem mai departe. La Iana Iosif, ai văzut? Iosif și Amanta Sa. Hei, asta a fost de mult, de mult. Așa. Ia uitați-vă, e aproape modelă. Tătă viața și-o doriți și model. Dar nu i-a reușit, s-o răzgândiți, mă ating ca și șap, nu știu ce. Dar vreau să vă zic că este îmbrăcată corespunzător evenimentului. Așa. Ia uite și frumos să așează pantalonașul pe părțile ei, ușor. Cum să-i zic? Fervescente. Fervescente? Așa, îmi place mult machiajul, coafiura. E bine, măi. E bine, da. Senzuală, sexy, provocatoare, naturală. Te-ai înțeles? Cum provocatoare. Cu ea nu-i provocatoare. Ia uite cum stă ea așa frumos. Ia. E provocă pe dinăuntru. E bărbat. Dar, Janica, eu am stilat pe tine, că prea mult am vorbit. Astăzi nu mai am lăudat. Oare de la căldură și minimul pălit. Acum, dragii noștri, vreau să deschidem. Și-ți deschidem. Cutia Dorii. Tia Dori. Apa deschide-o. Acum vom deschide. Dar oare și acolo? Ești intrigă, oamenii ăștia. Și șez numai. Gata. Dar oare ce? Așa. Încă o dată. Hai, trecem la alt teatru. Dar oare ce va fi în cutia Dorii? De data asta. Hai să vedem. Împreună. Împreună. Așa. Hai. Opa. Mercy. Ce ți-a pus Dora în această cutie? Orice mi-a pregătit, eu sunt bucuroasă pentru, chiar și pentru colivă și chiar și pentru tort. De ce? Pentru că colivă nu a mâncat chiar din copilărie. Mi-amintesc ultima dată când eram micuță. Dar torta, sigur că torta e un compliment pentru ținuta pe care am avut-o. Înțeles, eu nu te mai țin în suspans. Uite, da? Îți propun să deschizi această cutie singură. Da. Aleluia, aleluia.
crater, dar nu este potrivită pentru eveniment. Da, nu este potrivită pentru un picnic? Interesant, interesant. Mie îmi pare o rochiță care este ok pentru aer liber, pentru o plimbare. Adică nu este una de seară. Păi este una care poți să te plimbi. Hai, în fine, fiecare cu gusturile sale. Am ales acea ținută pentru că mi s-a părut potrivită. De ce? Așa, cum o contrazic un pic pe Dora, pentru că este o ținută ușoară de vară care poți să ieși indiferent la o plimbare, în parc, la un picnic, la zoo. Nu aș putea să o îmbrac undeva într-un club de noapte sau într-un restaurant. Este o ținută care se poartă la natură. Rog operatorul să filmeze această bijuterie, dacă nu te superi. Ah, sigur. Celelalte două bijuterii sunt ale tale naturale. Da, sunt ale mele naturale. De la mama natură le-am moștenit. Ce vrei să-i transmiți Dorei? Dori, vreau să transmit salutări, vreau să-i mulțumesc pentru această colivă, pentru că mi-am îndeplinit o poftă până la urmă, pentru că tort mai găsesc în supermarket sau chiar mai găsesc peste tot, dar coliva foarte greu o găsești și deci o să pot ca să mă delectez și eu din ea. Și îmi pare rău că nu i-a plăcut ținuta mea. În fine, fiecare cu gusturile sale. Eu oricum nu ținta mea că era potrivită. Draga mea, Adelina, da? Adela. Adela, da. Fii foarte atent și-ți spun eu. Nici bustul frumos nu te-o salva de la cei mai gustoase colivă. Și vreau să zic așa, scuză-mă, te rog, dar să n-au de jenica. Dacă tu la 26 de ani, aici e roșu, la 26 de ani ai luat Miss Bust, eu am luat Miss Gură. Pentru că ești mult și calitativ. Așa că nu trebuie să... Dar la Miss Busta este și chiar pe adevărat, e controlat? Dar cum? Iese numai bustul, iese numai sine afară. Dacă erau false. Ei, dar nu, acolo sunt experți, uite, apasă, nu e, lasă. A, înțeles. Și crezi tu că așa e simplu? Da, mă, Jădica, știi, noi acum ne facem ca și cum ei nu sunt, dar ei își știm și urmează. Așa tu mai lor ies figuriță, hai zi, mică Doră, tante Doră, zi, publicitate! You don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Fii mereu cu ochii pe minge acasă. În curând îți aducem emoția de la mondiale în calitate HD. Conectează internet și televiziune de la Orange la doar 100 lei lunar primele 6 luni, orice pachet ai alege. În plus, mai privește al doilea TV absolut gratuit. Orange. Orașelul European revine pe 12 mai, ora 13:00, în grădina publică Ștefan cel Mare și te așteaptă cu mic și mare. Pentru a afla mai multe despre suportul pe care Uniunea Europeană îl oferă țării noastre, vei descoperi proiecte de asistență, oportunități de dezvoltare și multe alte informații utile. Vino să savurezi cultura și gastronomia europeană. Și în acest an, în Orașelul European vei putea viziona Eurovision 2018 cu transmisiune directă din Lisabona. 12 mai, Orășelul European. Чай Кёртис, фреш мохито. Вкус, волнующий воображение. Îmi doresc tot ce mai bun pentru copilul meu. Din acest motiv, am ales tercerile delicioase HIP. Cu ingrediente care sunt atent selectate și strict controlate. Pentru generații, cele mai bune tradiții de calitate HIP din Germania. Garantez calitatea cu numele meu. Opriți durerea până aceasta să devină insuportabilă. Nalgesin, remediu rapid împotriva durerii. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Inspirația mea, vopselele Sadoli. Richard, Королевский чай. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
telespectatori, nu-n zadar am pus-o Fidelia cu semărită Cristea mea, Cristi Ruș, exact din brațele soțului, exact din rotea din mireasă, o sărit și astăzi și o așteptăm cu nerăbdare de... Dacă știi, anunți cine, cum o cheamă? Anita. Dacă nu știi, dă-i bani și mie. Dragii noștri, Cristi Ruș la Dona Show! Da! Rochii de mireasă, e după nunt, o zis că o să fii în rochii de mireasă până la atunci bătrânețe. Eu încă nu am revenit, nu am revenit dintr-o aceasta, de... să fii mireasă. Zunica, hai du microfoanele, te rog. Du-te, rog. Dragii noștri, știu că voi acum așteptați ca mâca Dora, tanti Dora, gheagia Dora, moș Dora. O să o întrebi despre nuntă? Dar eu știu, asta nu. La nuntă te las mai spre finalul emisiunii, pentru că ai să-mi dai picanterii. Fiți atenți, aici la noi urmează cum am dezvirginat mirile. Scuze-mă, te rog frumos, m-a luat gura dinainte. Draga mea, ce mai faci tu în afară din nuntă? Cum ai întâmpinat primăvara? Trăiez, respir, aștept mare. Mi-e două mesiți aștept. Luna din miere? Da, luna din miere, da. Tot vreau. Ce ai făcut din 1 mai? Dar tot săptămâna asta am vorbit de curățenii. Spune-mi ce ai făcut din 1 mai. Pierva Maia. Da, am înțeles. Din Uborche. N-am făcut nimic. De ziua asta mea am muncit. Eu în genere sunt așa un om muncitor. Și în ziua asta eu m-am odihnit puțin. Am stat acasă, priveam niște filme. Numai nu zic că Titanic împreună cu soțul. Nu, Titanic, dar altceva. Am înțeles. Iată, deci nimic nu am făcut. Deci pur și simplu am stat cu cei mai dragi. Asta este. Dar... un an întreg, ca până ajunge la 1 mai, a te odihni. Ce-ai lucrat? Știu că ai și un salon de frumusețe. Cum restaurant. Janica, vină cu ala mine aici. Ian, așa este aici între crace la mireasă. Stai un pic. Vreau cu ocazia anunții să vă felicit, fiindcă vreau și eu să fiu mireasă. De câte ori am zis flori de masă plastică să nu văd în casa asta? Dă-i un știi ce trebuie să faci? Trebuie să bei din pahar. Da, asta nu. Nu, dacă vrei și grăvide, așa am făcut și eu și am băut din pahar. Dă-i o lalică de vie, Jana, că educație. Vreau galben. Oameni buni. Nu, galben înseamnă fericire. Nu e adevărat. Dragii mei, galben înseamnă soare, bogăție. Așa că o accept. Și mai mult nu ne-mi plac mie florile de masă plastic. Ieși din casă. Ieși din casă, am zis. Din casă e mai dut în coștereață. Hai, veranda. Hai, du-te în verandă, șezi acolo în verandă și nu te vadă nimic, te rog frumos, n-atingi nimic. Așa. Doamne, ferește, cu mine n-ați face așa. Nu, tu ești invitată, auzi, te comportăm frumos. Draga mea, spune-mi, te rog frumos, știu că ești, pe lângă muzică, ești un om de afaceri. Cum combini tu arta și business-ul, că Moldova dacă n-ai business... Asta e plăcutul cu utilul, știi? Așa. Deci în alt domeniu, deci în afaceri eu prânesc bani, dar muzică îl cheltui. Le cheltui. Adică tu faci banii și pe altul mai de fără îi cheltuim, dar de câștigat mai puțin. Câți bani au câștigat, dar tot am venit la... Câți bani au câștigat Cristi Ruș, nu de la nuntă, dar în viața ei de vedetă. Ți-ai făcut vreun calcul, ceva contabilitate? Nu, niciodată. Fiindcă cândva cântam mai mult la petreceri, la nunți, la cumătrii, la nu știu ce, la diferite corporativi. Dar după asta, deja când am început, deja 6 ani când mă ocup cu afacerea, deja nu cânt la petreceri de astea. Și, deci, nu mai știi bani de la... Dar la petreceri, ai pe ultimul drum, mai scânți? Of, Doamne, eu cred că asta nu o să fie în curând. Ați mai vreo să fie curând, curând nu o să fie, dar o să se întâmple. Și cu gândurile pentru că ne-am născut pentru a ne renaște, că eu am să mă nasc înapoi maimuță. Și eu prima viață am fost maimuțică, acum aproape și urmă și macaca. Dacă asta o să fie ultima ta rugăminte, da. Cu ce l-ai cucerit pe soțul tău? Ia spune-mi. Eu nu știu cu ce eu pe dânsul l-am cucerit. Cred că sunt fată bună. Bună? Doamne Dumnezeule, ia câte o gospodina, poftim. O vedeți, a intrat nora în blide, așa faci și tu, iec, te rog, căpăcica. Doamne, fie și iec și aveți aici. Eu m-aș așteptat așa ceva. Dar nu chiar așa. Cum l-am cucerit?
Ion, îți cuceresc acuși pe tine, Jonica. Du-te, te rog frumos. O intrat Nora în blidi. Apropo, cum ești tu, Nora? Cum cu soacra? Foarte bine. Eu tot m-am gândit la capitolul ăsta. Cum eu o să fiu, da? Cândva, cu mama, soțul meu, da? Tot ok. Sunt oameni foarte simpli și îmi place lucrul ăsta. Știi? Adică... pentru că eu tot am trei băieți. Așa. Știu. Când mi-a venit în prima nor, încă o leac să o înghițăm, că nu știe să facă nică. O venit cu cochiti de crocodil. Și eu am provocat-o să-mi facă niște mâncare și ceva. Tu știi să gătești? Eu știu. Te-o pus la... pe mine? La încercări? Pe mine nu. Știi bancul ăla cu încă soacra și cu nodul aici, da, cu nodul aici? Da. mai zic, soacra are nodul aici. Draga mea, dragii noștri, vreau să vă zic că... nu știu, nu sunt soacra lui Cristi Ruș, dar eu zic, măi, dacă acum s-o măritat... eu, dacă aș fi soacra mare, nu mică, dar mare, aș provoca-o pe Nora mie să fac o zamă, dar de asta frumoasă, sănătoasă, gustoasă, ecologică, cu găină de la țară, cu tăiței făcuți de casă, cu pietrușcă ruptă din grădină, cu leuștean. Și am provocat-o să văd cât de gospodină este Cristi Ruș, proaspăt măritată. Hai să vedem. Salut, spune ultima dată când ai avut drum de la țară. Ultimul, la Paștele, cred că, când a fost la Briceni. Dar la noi așa mai acolo, nu chiar ca aici, adică nu avem casă pe pământ, cu toată gospodăria asta, care deja am înțeles și văd. Dar oricum, am fost. Spune-mi, tu deja ești femeie măritată, s-a așa. Schimbat ceva în comportamentul tău, în obligațiunile tale? Nu, noi deja suntem mai de 3 ani, mai mult, cred că. Ceea ce a fost, așa și au rămas. Dragilor, să știți că doamna Dora a provocat-o pe Cristi Ruș să-și schimbe meseria. De fapt, să încerce cea mai grea meserie. Am dat-o pe mâinile celei mai tari gospodine din satul Ghidighici, doamna Ana Durbală. Doamna Ana! Ana Durbală, mama colegului nostru Anatol Durbală, e femeie care spune lucrurilor pe nume. Se zvonește că face cea mai gustoasă zeamă din Ghidighici, dar până atunci Cristi Ruș va trebui să intre acolo unde unui artist nu îi permite statutul. Aveți un hălățel pentru Cristina? Este, dar... ia hai aduceți un hălățel și apia să intre în coștereață. Oh, doamne, firește! Dacă știam... fetelor și doamnă Dora. Vine la provocare? Nu vineam. Eu și așa am așteptat că ceva va fi așa. Și eu când asta am văzut, eu nu vreau să văd asta, că eu mereu, bunicul, bunelul meu, tot mereu, adică tăia pe, pe toți. Toți și oameni și găini. Of, doamne, firește. Asta stă la ou. Aha, văd la ou. Stă, dragă mea, stă. Nu te deranjăm. Puf, doamne. Dați-i pace să iasă. Dați-i pace să iasă. Dați-i pace să iasă. Gata, copil Cristina. Hai. Mâna pe gât. Cum? Ia ca așa. Așa. Așa, așa, așa. Păi nu chiar de gât cu gât. Da, așa. Așa. Și ieși afară cu ea. Doamne, firește. Pentru și chinuiala asta. Și la mine se bate inima, dacă sincer. Nu știu. Nana, dar săraca. Așa e de greu, stai. Săraca găina asta. Nu, cum să vă spun, sunt femei care nu tai găini. Da. Obște, și nici jele, vă spun drept. Tot nici jele și eu n-am să fac cu căsă. Vecina mea, când a tăiet amul de pașă, eu o tăiet gâtul cu cuțetul. Gândul că va trebui să sacrifice o găină mai n-a dus-o pe Cristi Ruș la o criză de nervi. Ce se întâmplă? Nimic nu se întâmplă, dar eu n-am să fac asta și eu n-am să mă uit la asta. Să știți. Nu, tu ai să faci asta pentru că asta e provocare, trebuie să mergi până la cap. Nu, asta nici nu vă gândiți la asta. La mine știi cum se bate inima? Eu nu pot, eu o țin și mi-e rău de-amu. Titica, nu mai ești, uitați, iar e o bubușoară aici. Mami, titica, găinica, ia copilul. Săroculica. Eu nu vreau să stai găinile. Dar nu, asta nu e normal. Oh, gospodină, nu ești gospodină. Oh, gospodină mea. Cu... pe Andreana acum să fac asta. Dar nu pe găină. Că mi-e jel pe animale este care nu pot vorbi, care nu pot facă nimic, dar noi facem ce putem cu dânșe. Eu înțeleg că noi mâncăm, dar eu nu pot să fac lucrul ăsta. Hai așa, eu vă dau, dar eu plec. Nu, tu nu te duci. Voi vă faceți ce doriți.
Я не хочу на это, пожалуйста. Ruja a înțeles că nu există cale de întoarcere când gospodina casei a pus-o să pernească găina. Da, cum vă spun, că puțin sunt cam, Doamne firește. Nu, e gospodina la țar face... Aha, așa, da? Da, păi cum, așa face? Așa poți să devii vegetarian, eu vă spun sincer. Țărâncuțe, țărâncuțe, lasă că toată lumea și facem noi mai departe cu găina asta săracolică. Da, așa, peste tot ca să o iei peste, în foc. Da. Ca să, așa, așa, și mai aproape și pe urmă aripile, oleacele astea. Am înțeles. Cristi Ruge, deja femeie măritată, așa că ciulește urechile la toate sfaturile care vin din partea unei femei, exemplu cum e doamna Durbală. Lui place când vii ceva de zâmbind. Măcar chiar dacă nu-ți astea. Și programul tău ți-l faci într-așa fel ca să-i faci și lui, dacă vine să aibă posibilitate să mănânce, să spele, să astea, să-i spui un cuvânt de bine. Anatol Durbală deja e căsătorit. Gata. Dar dacă e că ați luat-o din oră, dacă ți mai fi avut un fiu. Aș lua-o cu mare plăcere, că așa e nepărmușă. Și principalul că ascultă. Interpreta credea că a scăpat de ce e mai greu. Asta până nu s-a apucat să facă tăiței de casă. Care? Tăiței se pregătesc doar din gălbenuș. Alegem gălbenușul, uh-huh, și punem gălbenușul ca în strachină, da, și adăugem peste el sare. Vreau o zană de găină și o nevastă gospodină, prișepută la gătită, dar și la iubit. Cât mai subțire el, cât ca punem de groș. Bună! Ce e asta? Și groș-groș? Conișa că-s groș. Ufa, crezut că știi. Fiecare gospodină are secretele ei. Chiar dacă se află într-o gospodărie străină, Cristi a jucat după propriile reguli. Dumneavoastră cât puneți? Mult? Două. Eu vreo 3-4 pun. Nu mai mult. Da, arătați și lui domnul cum îi puneți. Și o leac de chipier negru. Da, da. S-au obișnuit cu un alt regim, iar legumele și fructele de pe rafturi nu se compară cu cele de la țară. A cules verdeață ca să pună un punct frumos acestei provocări. La început cam a fost greu pentru mine, moral, deci puțin extrem, cum am spus, dar acum totul îmi place și doamna Ana este o persoană extraordinară și lângă ea nu poate fi cumva, nu știu, neplăcut. Și deci mi-a plăcut, mulțumesc mult vouă. Deci, dar ce, doamna Dora? Noi pe dumneavoastră așteptăm peste jumătate de oră la zeamă noastră. Eh, iată, văd că te-ai descurcat aproape perfect. Aproape. Măi, eu știu că gospodină, mai ales din Moldova, mai ales de la țară, de unde ești tu? De la Briceni. De la Briceni, chiar din Briceni. Chiar din Briceni. Și chiar, măi, femeia se fac popo căinușul, se-i zboară scăfărlia. N-am putut așa ceva. Eu odată când aveam vreo 5-6 ani, deci la mine tot bunelul făcea lucrurile astea, dar nu mă cucucușei. Și eu odată am văzut... Cucușei? Ce frumos! Cucușei, cucușei, cucușei! Și odată el tot a tăiat capul și... Pe alături! Nu pe alături, dar chiar cum trebuie. Și cocoșul este sărac, a început să aleargă câte 2-3 cruguri. Eu leșinam acolo și după asta eu niciodată nu am vrut să văd asta. Dar nu știu, erai mițică, n-ai pus puișorii și tu pe sârmă, ca toți copilajii. Ca... Nu, nu, eu așa ceva nu făceam. Sârmă? Da, recunoaște acum, că aici, strica ani, de câte ori ai făcut zamă până a face zama la Dora? De multe ori făceam zamă, dar numai nu cred că cu găine proaspete așa luați de la început. Dar dacă, de exemplu, soțul zice gata, nu mai facem afaceri, îi ducem la țară. Mama, duci de la Briceni. Am o casă la țară, creștim găini, creștim porci, văcuță, crocodili, lebedi. Și fă, da, cum vrei. Și fă. Cred că, nu știu, mă ajutau vecinii, dar eu nu pot să fac lucruri. Ce fel de misiune? Dar eu nu vreau. O secundă. Față de masă. Publicitate micuță, și? Ce fel de misiune fără față de masă? Dar până acum și nu cascat gura, eu sau tu? Cine-ai pus-o? Dar cât femeie asta, pune-o în om.
Ia te vedeți? Uite, uite așa. Poftim, te rog frumos. Copiii, să-i faci un pic mai târziu și cu cap. Nu numai cu... Gospodin adevărat. Poftim. Hai, fă frumușel acolo, ia nu? Șunea, gospodărie. Mă, vă rog să mă scuzați, da? Așa-i, așa-i la noi. Mai bine. O, așa mai bine. Du-te, rog, eu frumos și învață să faci zamă, că nu știi. Sunt. Sunt. Da, nu. Sau stai aici. Da. Stai aici lângă Cristi Ruj, pentru că urmează acuși o provocare. Draga mea, vreau să zic că mai puțin i-au făcut zamă săptămâna asta, pentru că au avut, cum să zic, picnicuri. Picnic, au avut da. Frigărui mici, mari, mijlocii, lungi, tot felul. Da. Și am zis, mă, Jenica, chiar anume, măi, pe 1 mai, zic, Jenica, du-te, rog eu frumos, în popor. I-am dat drumul în popor, s-au aruncat ca peștile în apă. Și urmează, dar și râzi. Am încă o iap sau și... Ei, lasă că ești o sfință. Eu știu cum stai bine, n-a, Jenica, ești prezentă și ai făcut săptămâna asta. Ca eu m-am odihnit pentru ei mai, și Jenica. Să mă pedepsești. Dar de ce să te pedepsesc? Ca moldovenească, toți se odihnesc, dar eu muncesc. Ați venit cu lemne proprii, în pădure, nu vă-i rușine? Nu, că l-am aflat. Dar și despre ce e frigărui de azi? Ce sărbătoriți azi? Nu, deschide sezonul. Ați spus că sunteți sărbătorit azi? Nu. Nu. Văd că sunteți o muncitoare înrăită. Eu astăzi n-am muncit, soțul a muncit, dar eu am stat acasă. Bugetarii stau acasă. Ia uite, nebugetarul, face șașlâc. Întrebarea secolului. Ce plănuiți să faceți azi cu astea? Cu astea? Păi astea, uite, tot musărul ăsta îl duce la Tomberum, la toate, tot, nu numai că musărul nostru. Uite, vă spun așa cum este. Ne uitându-ne că măcar că au fost și oarecare alte persoane, măcar au făcut murdar, o să strângi de urma noastră și de urma lor. Îmi promiteți! Vă promit? Vă promit așa cum este, uite, pot să vă arăt, vă cred, pot să vă arăt și mașina la moment. Foarte, foarte mult. Tot îmi este plin, am pachete, am pus în mașină. Noi vă trebuie tot, vă pun în tomberoane. Bravo, vă pun aici o medalie. Două medalii. Și mușila asta din dreapta, că mă doare inima. Nu e voastră? Eu m-am venit. Tocmai ați venit? Da. Carnea, frate, gata. Libia, Libia, Aurelia, Etica, Lijică, Lovă. Tata, vă fi muncitor? Da. Strânge gunoiul? Da. Da, vă cred. Nu, e curat la noi și cu voi, da. Nu, simt așa, e o zonă mai artistică. Ce gust va avea această carne pe acel fundal aproape dramatic, ușor spre tragic? Păi da, e tragic, dar ce se face? Pentru a schimba lumea trebuie să înceapă fiecare de la el. De unul singur nu poți schimba nimic. Adică gândirea ce ține zi cu zi în viața cotidiană, cum văd lucrurile. Eu asta tot înțeleg, asta tot e frumos. Am citit într-o cărtișică de psihologie. Dar curat cu mine faci? Fac. Hai! Libia, Libia, Aurelia, Etica, Lijică, la belleța infiora. Mă brânzim. Cum primăvara, stați la ușină, copia mă, iochi. Vreau să menționez că e foarte curățel la voi. Nu, ia că vezi, am curățel. Mergem toată pachet. Așa, bravo, bravo. Dar zici, de ce? Uitați ce au pus mașina pe stipul noastră, ca și cum. Asta nu e la masă. Libia, Libia, Aurelia. Uitați tehnologie aici. Dragi bărbați, băgați aici un chiron și să vedeți că o să fie altceva. Parcă am știut pentru tine și pentru
cameraman, câte o bucățică la amândoi. Așa, Vlad, cu această ocazie, bine paștoară. Sărbătoarea muncii se încheie și eu mă odihnesc cu domnul Vasile. Aici rămân, cu domnul Vasile. Voi deja până la urmă, că deja se meargă ghini. Și curat în parc. Curat în parc, curat în stacan. Spune stâng camera. Bravo, bravo, bravo! Adu-n trofai, te rog! Mândria Moldovii! Bravo, bravo! Foarte bine! Extraordinar de bine, dar eu, subsemnata Dora Show, mă dezic de această nepoată care ușor, ușor o ia razna! Poftim semnătura și peceata! La primărie cu ea, fuguța. Băi, oameni buni, dar și chiar așa, eu înțeleg că te duci la frigărui, te duci la picnic, dar, Jănica, te-am învățat de 1000 de ori, nu te lua după ăștia din mahală, că-ți bețești, nu te lua de ăștia de acolo, ca să te duc pe drumul și ala prost și rău. Nenea Vasilii, și s-au turnat? Compot din struguri, din coarne, din ce? Au spus că e limonată. Da, limonată, auzi să fie maranjată. Te rog frumos, ieși afară din casă. Acum, mâinile sus. Mâinile sus în unghieri, șezi acolo și ieși, pune-și niște grăunțe. Aici să stai. Nu, în afara cadrului. Aici să stai. E ca așa, vedeți? Dar și nu-i drept. Educația trebuie să fie educație din asta, așa. Ori ești om, ori ești cântăreață. E drept sau nu? Deși noi cântăreți nu suntem oameni sau ce? Nu, voi sunteți oameni, voi sunteți artiști. Vedeți, draga mea, vreau să zic... Vreau să zic că n-am suflet în mata. Da, du-te acolo, lași până la alții. Spune-mi, te rog frumos, când o să apară un copilaș în familia lui Cristi Ruș? Încă nu știu. Nu știu, nu m-am gândit la asta. Când o să fie, atunci o să fie. Da, și domnul Niri nu împinge bine? El împinge unde trebuie și, și bine. Dar, pur și simplu, nu m-am gândit încă. Chiar vreau acum și asta o să fie peste o lună, peste două luni sau peste trei luni. Când o să fie, te rog frumos să-i aduci la mine la educație. La educație, aici, din mânuța mea. Acum o să-ți pun câteva întrebări din astea direct, dar să-mi răspunzi fără ca să te gândești, fără ca să mă minți, că eu știu tot. Câți bani ai făcut la nuntă? N-am făcut niciun ban, știți de ce? Ok, nu trebuie să comentez. Câți bani ai cheltuit? Nu, mai mult de când am primit. Hai, spune, cu oamenii vor să știi chiar cât costă o nuntă cu fiță, nuntă de vedetă. Uh-huh. 200 de lei? Da, cam așa. Cam 200 de lei. Cât a pus nașul pe masă? Nimic, doar cadouri. Deci asta a fost o nuntă cu cadouri. Noi n-am vrut ca toată lumea să vină cu bani, cum la noi, la moldoveni, este tradiția asta, să vii cu plicuri sau cu grămadă de bani, mai ales nașul. Dar și nu mai chemași pe mine la nunta asta, când e așa, nu-ți îmi plac, nu mai cheamă, spun bani, nu prea mă duc, a, mă, numai... mă doare într-o parte, am varicoze în limbă. Doracica. Asta a fost pentru cei mai dragi și apropiați oameni. Deci din cauza asta au fost vreo 40 de oameni, nu au fost 100, 200, 300. Au fost și alți... interpreți? Au fost. Și tot cadouri? Tot cu cadouri. Dragi vedete, dacă o să vă măritați cumva întâmplător, o să vă însurați și o să fie nevoie numai cu un cadouaș, cu un buchet de flori, chemați-mă că am să vin. Vreau să zic că orice nuntă se termină cu un final fericit și da. Orice invitat se termină cu un karaoke reușit. Da. Ai încălzit vocea? Încă nu, dar acum, dacă trebuie să încălzesc, chiar aici. Așa, dar vreau să te întreb ceva, ai cântat ceva la nuntă? Numai nu da. Zic primul dans a fost cânticul? Nu. Opa, eu. Ia uite-o, măi, coafiură de asta ușor de Marilyn Monroe. Mm-hmm. Cine a făcut coafiura? Și cât te-a costat? De la salon. De la salon? Chiar. Bineînțeles. Ele mirile? Dar da. Și faci? Te uiți în gură, dacă are dinți, plon, și... Îl ține așa, știi? Nu, eu mă uit, mă iubești sau nu? Tu mă iubești sau nu? Zâmbiește, fă cât-ți place. Da, da. Așa, se vede, că aici se vede dragoste adevărat, nu numai stăm așa de mânuță și zâmbim. Da, așa, tipă, șăți, nu... Așa se face la o nuntă. Așa. Aha. Dar câte rochi ai avut, Cristișoara? Una, singură. Una, dar pe asta? Asta a două, deja la voi. Dar după ce te-ai dezbracat, a, nu, pe asta e. E că se chită așa frumoșă, l-ai tăiat-o, așa. Este.
Opa. Deci asta-ți el Sandu Gorgos. Așa, o salutăm și pe dânsa. Da. Hai să mai vedem ce pot. Așa, buchetul din flori naturale? Da, sigur. Și tot gabinez? O, dar aici... Aici să nu vedem, așa, un pic. Da. Așa. Hai, oprești poza, te rog frumos. Știi, la oameni deștepți este așa. A vorba și e părul hitru, lasă capul și mai hitru. Hai, gata, schimbă poza. Ia uite cât fericit se vede în... Ești o brașnică. Cât fericit se vede în ochii ei și în chelia lui. Bravo! Eu un pic de pudra și mergem până aici. Firește. Mă zic că n-ai vrut să viață asta așa de mult. Uite, mireasa una, două, hop și-a voit buza și nu mai trebuie. Ia, asta e un loc de oglindă, știi? Ia stai la să-i voiesc buzele. Dragii noștri, dragii doamne, dacă aveți un soț ușor, cu o mică chelie aici sau aici, nu disperați. Asta e oglinjoară. Te uiți, vină cu ala mine. Trebuie așa. Principal că mie îmi place, asta e. Ei, asta e cel mai important. Dar vă place sau nu? Asta draga mea, am văzut și pozele, chiar am văzut și mirile și vreau să recunosc că am mai pierdut un țara, un flăcău tânăr și frumos. Da. Dar hai să vedem noi cât de bine ai discut. Și tu am vrut să-ți dau telecomandă. La telecomandă. Adu-te rog microfonul. Dar să-mi cânti așa frumos ca... Nu știu, să mă cucerești din prima. Atent, Lalica. Da, da, da. Așa, așa. Ia că aici da. O să fie și textul. Dar nu fugi din studio. Șoți aici, nu te nu facem nimic. Vine mai încoace aici așa frumos. Nu faci nimic, da? Da, așa. Eu sunt îmi place foarte mult. Da. Și te-ai măritat și te-ai pus doliu. Te-ai măritat, gata, te-ai legat. Doamnelor și domnilor, Cristi Ruj, proaspătă măritată, femeie, gospodină, zamă făcut. Cânti și o să ne cânti unu. Unu. Așa, start.